Amin. Haideți să ne ridicăm și să citim Scriptura pe care avem pentru seara aceasta. Din Matei, capitolul 5, de la versetul 1 până la versetul 3, care zice: Când a văzut Iisus noroadele, s-a suit pe munte și după ce a șezut jos, ucenicii lui s-au apropiat de el. Apoi a început să vorbească și să învețe astfel: Ferice de cei săraci în duh, căci a lor este împărăția cerurilor. Amin. Haideți să ne rugăm. Doamne, Tatăl nostru care ești în ceruri, îți mulțumim așa de mult, Doamne, pentru toate binecuvântările Tale, Doamne. Îți mulțumim pentru harul Tău, Doamne, pe care ni l-ai dat la Calvar. Îți mulțumim că ne-ai iubit așa de mult, Doamne, și ai venit pe pământ să-ți dai viața pentru noi. Doamne, ce mare har e! Ce mare har e harul acesta, Doamne! Ajută-ne să trăim în harul Tău! Ajută-ne să trăim, Doamne, după voia Ta! Ajută-ne să trăim, Doamne, arătând, Doamne, harul Tău și celor din jurul nostru. Te rugăm, Doamne, îți mulțumim că harul Tău ne transformă și ne schimbă și, Doamne, te rugăm să ne transformi tot mai mult. Te rugăm să ne transformi și în această seară și prin cuvântul Tău, Doamne. Ajută-ne să-L înțelegem, să-L primim în inima noastră, ca să poată să ne transforme pe fiecare din noi. Te rog, dă-mi și mie putere să pot să vestesc cuvântul Tău și îți mulțumim că Tu lucrezi mai mult decât știm noi să-ți cerem sau să gândim. Amin. Amin. Ocupați locurile, vă rog. Slavit să fie Domnul. Hai să vedem dacă... Ok. Blaise Pascal a fost un mare matematician și filozof creștin în Franța și el spunea la un moment dat: All men seek happiness. And this is without exception. Whatever different means they employ, they all tend to this end. This is the motive of every action of every man, even of those who hung themselves. Deci toți oamenii caută fericirea și asta fără excepție. Indiferent de ce mijloace folosesc, toți caută fericirea. Ea este motivul în spatele fiecarei acțiuni, a fiecărui om, chiar și a celui care se spânzură. Deci asta spunea Blaise Pascal. Și eu cred că el avea dreptate, pentru că noi toți căutăm fericirea. Eu caut fericirea, cred că dumneavoastră căutați fericirea și toți oamenii o caută. Problema însă e că majoritatea oamenilor nu știu cum să o găsească sau o caută într-un loc greșit. De-aia mulți tot nefericiți sunt. Și vedeți, în America se zice că cele mai vândute medicamente din America sunt antidepresivi. Antidepresivi. Sora lucrează la farmacie și cred că ea știe mai bine decât toți că vinde tot felul de medicamente. Oamenii însă nu pot să găsească fericirea dacă o caută într-un loc greșit. Și vedeți, cei mai mulți oameni o caută în lumea aceasta și o caută în lucrurile pe care Biblia ne spune că nu le putem găsi aici. Căci tot ce este în lume, zice, pofta firii pământești, pofta ochilor și lăudărășenia vieții, nu este de la Tatăl, ci din lume. Și după aceea zice, și lumea și pofta ei trece. Dar cine face voia lui Dumnezeu rămâne în veac. Și deci lumea și poftele ei sunt trecătoare. Și de-aia cei mai mulți oameni, deși aici își caută fericirea, nu pot să o găsească. Pofta firii pământești, pofta ochilor, lăudoroșenia vieții. Adică, dacă să o luăm așa, money, sex and power. Asta e ce caută oamenii. Însă lucrurile astea nu pot să le aducă fericirea, pentru că sunt lucruri pământești. Și Dumnezeu a pus în inima noastră gândul veșniciei. Și dacă e gândul veșniciei în inima noastră, lucrurile astea trecătoare nu pot să satisfacă setea sufletului nostru. Solomon, care pe vremea lui a fost cel mai bogat om din lume, ne arată lucrul acesta în cartea lui Eclesiastru. Și în cartea asta, el, cu resursele lui de miliardar pe vremea aia, a încercat să facă un experiment. Și el a încercat să văd ce este bine să facă fiii oamenilor sub ceruri în tot timpul vieții lor. Adică el vrea să caute fericirea, vrea să o caute. Astfel, cu înțelepciunea pe care i-a dat-o Dumnezeu și cu toate resursele lui de împărat, el a cercetat și zice el tot ce se face sub soare. Am cercetat toate lucrurile am cercetat. Și de-aia, totuși, în cartea lui el ajunge la două concluzii mari. Și la prima concluzie el o prezintă încă de la început, iar apoi la sfârșit prezintă a doua mare concluzie pe care el o are. Și de la început, el începe cu concluzia asta și zice: am văzut că tot ce se face sub soare și iată că totul este deșertăciune și goană după vânt. Asta e concluzia lui.
Concluzia asta, însă, el a ajuns nu doar așa, ok, imediat, ci după ce le-a încercat pe toate. După ce le-a încercat pe toate. Și vedeți, primul lucru pe care zice că el l-a făcut a fost că a căutat să fie cât mai educat. Și zice, am zis în mine însumi, iată că am sporit și am trecut în înțelepciune pe toți cei ce au stăpânit înaintea mea peste Ierusalim. Și mintea mea a văzut multă înțelepciune și știință. Mi-am pus inima să cunosc înțelepciunea și să cunosc prostia și nebunia. Și Solomon, deci, primul lucru pe care l-a făcut, și poate e un lucru bun care îl fac și tinerii noștri, e să meargă la școală, să devină cât mai educați. Da? Și Solomon probabil a acumulat și câteva doctorate. Și cu timpul a devenit chiar un intelectual de renume mondial. Împărați și împărătese veneau de departe să-l asculte și să-i asculte înțelepciunea lui. Toate astea, însă, mai departe el spune și zice, dar am înțeles că și aceasta este goană după vânt, căci unde este multă înțelepciune, este și mult necaz. Și cine știe multe, are și multă durere. Și vă spun, ca unul care, și eu am două facultăți, pot să mărturisesc despre locul ăsta, că așa e. Cine știe multe, are și multă durere. Mai departe, apoi, Solomon a hotărât să caute fericirea și în veselie, și în umor. Și zice mai departe, am zis inimii mele, hai, vreau să te încerc cu veselie și gustă fericirea, dar iată că și aceasta este o deșertăciune. Și am zis râsului, ești o nebunie și veseliei, ce te înșel degeaba? Și vedeți, într-adevăr, așa e. Billy Graham spune o poveste, zicea că odată un om a mers la un psihiatru și omul acesta i-a spus psihiatrului, a zis, domnul doctor, eu mă simt așa de depresionat, așa de singur, de descurajat, ați putea să mă ajutați, vă rog? Și psihiatru atunci i-a recomandat să meargă la un circ, unde era un clown despre care se spunea că putea să veselească și pe cel mai descurajat oameni. Și atunci pacientul îi spune, dar domnule doctor, eu sunt clownul ăla, eu sunt clownul ăsta. Și vedeți, râsul e bun, nu? Ne descrețește frunțile, ne mai aduce bucurie în viață. Totuși, nu poate să ne dea fericire. După ce programul comics a trecut, toți trebuie să mergem înapoi la viața noastră de zi cu zi. Și dacă nu găsim acolo fericire, unde o găsim? Nu? Ecleasiastul apoi zice, am hotărât în inima mea să-mi veselesc trupul cu vin, în timp ce inima mă va cârmui cu înțelepciune și mă va... și să stărui astfel în nebunie, până voi vedea ce este bine să facă fiii oamenilor sub ceruri, în tot timpul vieții lor. Și Solomon, deci mai departe, a încercat să găsească fericirea și în petrecere, și în vin, dar nici acolo n-a găsit-o. Și vedeți, acum, câți oameni nu încearcă să găsească fericirea în droguri, în tot felul de substanțe psihotropice și tot felul de lucruri. După ce trece însă de high, oamenii se simt vinovați, depresionați și mizerabili. De aia, nici acolo nu se găsește fericirea. Da? Solomon apoi spune, am făcut lucruri mari. Tot am probleme, se pare, cu butonul ăsta. Am făcut lucruri mari, mi-am zidit case, mi-am sădit vii. Și vedeți, acum câți dintre noi nu facem lucrurile astea? Ne cumpărăm și noi case, facem una alta... Mi-am făcut grădini și livezi de pomi și am sădit în ele tot felul de pomi robitori. Mi-am făcut iazuri ca să ud umbrava unde cresc copacii. Și apoi zice, am cumpărat rob și roabe și am avut copii de casă, am avut cirezi și turme de oi. Mai mult decât toți cei ce fusese înainte de mine în Ierusalim. Mi-am strâns argint și aur și bogății ca de împărați și țări. Mi-am adus cântăreți și cântărețe și desfătarea fiilor oamenilor, o mulțime de femei. Și Solomon, deci, pe vremea lui, a fost cel mai bogat om din lume. Și el era cel mai mare miliardar pe vremea lui. Despre el se spune că greutatea aurului care venea lui Solomon în fiecare an era de 666 de talanți de aur. Dacă calculați, era cam 23 de tone de aur în fiecare an. Deci, that's a lot of money. Bani mulți, da? Apoi zice, toate paharele împăratului Solomon erau de aur, toate vasele din casa pădurii Libanului erau de aur curat. Nimic nu era de argint. Pe vremea lui Solomon, argintul n-avea nicio trecere. Deci trăia într-un lux
cum nu poți să mai găsești nicăieri în lumea asta. Lux, lux. Totul era de aur. Da? Despre neveste, apoi ni se spune și că am avut de neveste 700 de creiese împărătești și 300 de țiitoare. Și acum, vedeți, lucrul ăsta e tare interesant. Nu știu cum a putut să trăiască așa. Cum? Da, exact. Cu atâtea soacre. Mai departe, apoi Solomon spune, am ajuns mare, mai mare decât toți cei ce erau înaintea mea în Ierusalim. Mi-am prestat chiar înțelepciunea. Tot ce mi-au poftit ochii, le-am dat. Nu mi-am oprit inima de la nicio veselie, ci am lăsat-o să se bucure de toată truda mea. Și aceasta mi-a fost partea din toate osteniala mea. Dar apoi zice, apoi, când m-am uitat cu băgare de seamă la toate lucrurile pe care le făcusem cu mâinile mele și la truda cu care le făcusem, am văzut că în toate este numai deșertăciune și goană după vânt și că nu este nimic trainic sub soare. Și acum, dacă stăm să ne gândim puțin, dacă ar fi cineva să găsească fericirea în lucrurile lumii astea, Solomon ar fi trebuit să le găsească. El a avut și banii, și timpul, și înțelepciunea necesară să poată să găsească înțelepciunea în lumea asta, dacă ar fi să se găsească aici. Da? De-aia, eu cred că nimeni din noi nu cred că am putea putem să o căutăm mai bine decât el. Și dacă el nu a găsit-o în lumea aceasta, cred că niciunul dintre noi nu are șansa să o găsească aici. Da? Lucru interesant însă este, chiar și oamenii din lume sunt de acord cu Solomon în concluzia aceasta. Și vedeți, Jim Carrey, un actor din Hollywood care e faimos, el a zis la un moment dat, I think everybody should get rich and famous and do everything they ever dreamt of so they can see that this is not the answer. This is not the answer. Deci, cred că toată lumea ar trebui să devină bogată și faimoasă și să facă tot ce și-ar visa vreodată, pentru ca să vadă că nu acesta este răspunsul. Nu ăsta e răspunsul la fericire. Nu aici putem găsi fericirea. Să devii bogat, faimos și puternic nu aduce fericirea. Solomon însă ne dă concluzia asta și ne-o dă încă de la început. La sfârșit însă el ne dă următoarea concluzie, care poate e și mai importantă. Și el zice în felul următor. Să ascultăm dar încheierea tuturor învățăturilor. Teme-te de Dumnezeu și păzește poruncile Lui. Aceasta este datoria oricărui om, căci Dumnezeu va aduce orice faptă la judecată și judecata aceasta se va face cu privire la tot ce este ascuns, fie bine, fie rău. Asta e concluzia a doua și asta e concluzia mare pe care Solomon ne-o dă. Și acum, eu știu că poate pentru unii, concluzia asta pare anticlimactic, cum zic americanii. Dar în concluzia asta, eu cred că aici e secretul fericirii. Pentru că Moise, după ce a dat poruncile lui Dumnezeu poporului, el le-a spus următorul lucru. Și zice, să păzești poruncile Domnului și legile Lui pe care ți le dau astăzi, ca să fii, și uitați-vă, vă rog, acolo, ca să fii ce? Ca să fii fericit. Ca să fii fericit. Da? Moise deci spune că păzirea poruncilor, împăzirea poruncilor lui Dumnezeu e calea spre fericire. Ele nu sunt o povară, pentru că Dumnezeu nu ne-a dat poruncile sale să ne opreseze sau să ne subjuge. El ne le-a dat ca să găsim fericirea. Ele sunt, într-un sens, rețeta fericirii. Și dacă stai să meditezi la ele, David, în psalmul, nu mai știu, 139 parcă, el zice, așa de mult vreau să... legile tale, Doamne, sunt plăcerea inimii mele, sunt desfătarea mea, pentru că ele mă ajută să găsesc fericirea. Lucrul ăsta însă devine și mai evident când înțelegem că toate poruncile Domnului se cuprindă cele două mari porunci pe care ni le-a dat Domnul Iisus. Și anume, Domnul Iisus zice, să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu tot cugetul tău. Aceasta este cea din tâi și cea mai mare poruncă. Iar a doua asemenea este să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. În aceste două porunci se cuprinde toată legea și prorocii.
Și dacă toată legea și prorocii sunt cuprinși în astea două porunci, să-L iubești pe Dumnezeu și pe aproapele, eu cred că, de fapt, poruncile ne învață cum să-L iubim pe Dumnezeu și cum să-L iubim pe aproapele. Asta e ce ne învață. Și dacă știm ceva din experiența noastră, deci poruncile ne învață să iubim, să iubim pe Dumnezeu, să iubim pe aproapele. Dacă știm ceva din experiența noastră, să știm că e cea mai frumoasă și mai fericită viață este viața de îndrăgostit. Este viața de îndrăgostit. Acum, nici asta nu e perfectă, dar e cea mai frumoasă și cea mai fericită. Da? Când ai găsit pe cineva care te iubește și pe care îl iubești, când vrei să fii împreună cu el, vrei să fii împreună cu el, veți vorbi ore întregi și nu veți vrea să vă mai despărțiți unul de altul. Ții minte, eu cu mare, când de la 17 ani, de când am devenit prieteni, cel mai îndelungat timp când am fost despărțiți a fost 2 săptămâni. Și asta pentru că eu a trebuit să merg la bunici la sat. Dar de atunci totdeauna am încercat și am făcut tot posibilul să fim despărțiți cât mai puțin, cât mai puțin. Pentru, de ce? Pentru că iubesc și mă iubește și asta e cea mai frumoasă viață pe care poți să o ai pe pământ. O viață de îndrăgostit. De aia, pentru mine, Mare e cea mai importantă persoană de pe pământul ăsta. Și știu că ea mă iubește și că eu o iubesc și în asta găsesc bucurie și fericire. Și chiar dacă nu e o bucurie și fericire desăvârșită, e o bucurie și o fericire. Dar bucuria și mai mare însă este să știu că Dumnezeu mă iubește și că eu îl iubesc pe El. Asta e și mai mare bucurie. Și vedeți, Dumnezeu asta și vrea de la noi, mai mult decât orice altceva, să-L iubim. De-aia, în Apocalipsa, când Domnul Iisus vorbește bisericii din Efes, El îi spune următorul lucru. Nu știu, tare greu merge. Pot să... Ok. În Apocalipsa 2, de la versetul 2 până la versetul 4, zice: știu faptele tale, osteniala ta și răbdarea ta, și că nu poți să suferi pe cei răi, și că ai pus la încercare pe cei ce zic că sunt apostoli și nu sunt, și ai găsit mincinoși. Știu că ai răbdare, că ai suferit din pricina numelui meu și că n-ai obosit. Dar ce am împotriva ta? Ce am împotriva ta? E că ți-ai părăsit dragostea din tâi. Și vedeți, biserica din Efes era o biserică harnică. Zice că făcea multe fapte bune și se osteneau și răbdau pentru Domnul. Dar Domnul Iisus le spune: ce am împotriva ta este că ți-ai părăsit dragostea din tâi. Adică nu mă mai iubești cum obișnuiai să mă iubești mai de mult. Nu mă mai iubești așa. Și lucrul ăsta nu-mi place. Nu-mi place. Și vedeți, așa e și eu cu un soț și o soție. Parcă la început era altfel, nu? Și ziceai, ai putea zice soțului sau soției: ce am împotriva ta e că ți-ai părăsit dragostea din tâi. Cea mai frumoasă viață însă e viața de îndrăgostit. Să fii îndrăgostit. Să iubești și să fii iubit cu pasiune și cu o dragoste fierbinte. Or, Dumnezeu asta dorește de la noi mai mult decât orice altceva. Orice altceva. Să-L iubim pentru că El ne-a iubit și ne iubește cu o dragoste fierbinte. Și când îl iubim pe El și pe oameni, cum zice Moise, vom fi și noi fericiți. Găsim fericirea. Acolo e fericirea. Nu poți să o găsești în lux, în bani, în plăceri, în tot. Nu poți să o găsești acolo. Dar poți să o găsești în dragoste. Că îl iubești pe Dumnezeu și îl iubești pe aproapele. Aici poți să o găsești. Vreți, cineva zicea, all life it's about love. All life it's about love. Adică motivul din spatele întregii existenții este dragostea. Și ea ne stârnește adâncul ființei noastre mai mult decât orice altceva. Oamenii cântă și spun poezii despre dragoste. Ei cântă despre dragostea de mame, despre dragostea găsită, despre dragostea împărtășită, despre dragostea pierdută câteodată. Despre bani și despre alte lucruri, nu prea avem cântări, nu? Nu prea avem poezii care să spună despre lucrurile astea. Pentru că astea nu îți răscolesc sufletul așa cum îți răscolește dragostea. De-aia, dragostea împărtășită și aici pe pământ, chiar dacă nu e perfectă, este doar o mică gustare din a small sample a fericirii pe care o vom gusta în ceruri. Și cineva spunea despre Hristos că history... Și aș vrea să... is his story, and his story is a love story.
Istoria este povestea lui Hristos și povestea lui este o poveste de dragoste. El ne-a iubit. El ne-a iubit venind în lume. Nu-i așa? Și El vrea să-L iubim și noi. Și de aceea, vedeți, și Noul Testament se încheie cu cuvintele și Duhul și Mireasa zic. Vino. Și El zice, da, eu vin în curând. Amin. Vino, Doamne Iisuse, vino, Doamne Iisuse. Asta este strigătul Miresei. Vino, Doamne Iisuse. Da? Adevărata fericire, deci, o găsim și stă în a-L iubi pe Dumnezeu și a-L iubi pe oameni. Și nu în a iubi lucrurile lumii acestea. Și de-aia eu mă rog ca Domnul să ne ajute să iubim. Să-L iubim pe Dumnezeu, să iubim pe oameni. Și acum, la început, eu am citit primele versete din Matei 5, unde Domnul Iisus s-a suit pe munte și de acolo a început să învețe pe ucenici și pe noroade. Dar faptul că Iisus s-a suit acolo pe munte și de acolo a dat acel învățătură, are semnificație, pentru că, vedeți, și Dumnezeu de pe un munte a dat cele 10 porunci. De pe un munte, Moise a adus cele două table cu cele 10 porunci. Și în felul ăsta, într-un fel, Domnul Iisus ne spune, El este noul Moise, El este nou învățător, profetul despre care Moise zicea că trebuie să vină. Și El a venit și să ne învețe legile și poruncile lui Dumnezeu. Și El ne le-a explicat mult mai clar. Dar vedeți, după cum Moise a zis să păzești poruncile Domnului și legile lui pe care ți le dau astăzi, ca să fii fericit, la fel și Domnul Iisus începe cu cuvintele ferice de cei săraci în Duhul. Da? Iar pentru că am văzut deja că adevărata fericire stă în a-L iubi pe Dumnezeu și pe oameni, vreau să vedem și ce înseamnă să fii sărac în Duh. Da? Și eu cred că toți suntem de acord că asta nu înseamnă a fi sărac în Duh, nu înseamnă să fii sărac material sau sărac din punct de vedere intelectual. Și eu cred că a fi sărac în Duh înseamnă să-ți vezi cu adevărat sărăcia spirituală. Omul sărac în Duh recunoaște că e prea sărac să poată cumpăra dreptul de a intra în împărăția lui Dumnezeu pe baza faptelor lui. Omul sărac recunoaște lucrul ăsta. Eu sunt prea sărac. De aceea, acești oameni recunosc că singura lor șansă de salvare este mila lui Dumnezeu. Și ca să înțelegem mai bine lucrul acesta, Domnul Iisus ne-a dat o pildă. În Luca, capitolul 18, de la versetul 9, zice așa, am mai spus o pildă și pilda aceasta pentru unii care se încredeau în ei și că sunt neprihăniți și disprețuiau pe ceilalți. Deci Domnul Iisus a spus pilda aceasta pentru cei ce credeau că sunt buni. I am so good. Nu? Și ei credeau că prin bunătatea lor au dreptul să intre în împărăția cerurilor. Mai departe, însă, Domnul Iisus zice, doi oameni s-au suit la templu să se roage. Unul era fariseu și altul vameș. Fariseul stă în picioare și a început să se roage în sine astfel. Dumnezeule, îți mulțumesc că nu sunt ca ceilalți oameni, hrăpăreți, nedrepți, prea curvari sau chiar ca vameșul acesta. Eu postez de două ori pe săptămână, dau zeciuială din toate veniturile mele. Vameșul sta departe și nu îndrăznea nici ochii să-și ridice spre cer, ci se bătea în piept și zicea, Dumnezeule, ai milă de mine, păcătosul. Eu vă spun că mai degrabă omul acesta s-a pogorât acasă s-a cotit neprihănit decât celălalt, căci oricine se înalță va fi smerit și oricine se smerește va fi înălțat. Și acum aș vrea numai să ne gândim puțin la textul acesta. Vedeți, în textul acesta, fariseul se uita la ceilalți oameni și se compara cu ei. Da? Se compara mai ales cu vameșul care era lângă el. Și în comparație cu vameșul, probabil el era un om mai bun. Nu? Dar vedeți, omul ăsta se compara cu un standard greșit. Dumnezeu nu vrea să ne comparăm cu alții. Că asta o să ne umfle de mândrie sau o să ne facă să ne simțim, să fim depresionați. El vrea să ne comparăm cu legea lui, cu poruncile lui. Da? De-aia, legea lui ne arată dacă suntem cu adevărat oameni buni sau nu. Da? Și Biblia ne spune că un om cu adevărat bun a împlinit și împlinește cu totul cele 10 porunci. Astfel, un om care e un om bun, nu a mințit niciodată. Nu a furat niciodată. El și-a cinstit și respectat totdeauna părinții. A fost cu totul credincios soțului sau soției lui. Nu a comis niciodată adulter cu fapta sau în inima lui. Nu a urât niciodată pe nimeni. Nu a fost niciodată invidios.
n-au poftit niciodată ce aveau alții. L-a cinstit și respectat pe Dumnezeu totdeauna prin gândurile, faptele și vorbele lui. Și ăsta e modul în care Biblia ne prezintă un om bun. Acum, dacă e să ne comparăm cu standardul ăsta, cred că niciunul dintre noi nu putem zice eu sunt un om bun. Eu nu pot să spun lucrul ăsta. Dacă mă compar cu ce spune Scriptura. Dacă mă compar cu Hitler, da, foarte bun. Da? Dar dacă mă compar cu ce zice Scriptura, eu nu sunt un om bun. Vedeți, de când am fost încă mic, am mințit, am furat, am fost invidios, am poftit ce aveau alții, am făcut tot felul de lucruri de care mi-e rușine. Nu sunt un om bun. În comparație cu standardul lui Dumnezeu. Da? De-aia eu nici nu pot să-i spun în fața lui Dumnezeu, eu sunt un om bun, ci am nevoie de mila lui, ca și vameșul. Și vedeți, Biblia ne spune că în cer nu va intra nimic necurat. Ori păcatele noastre ne murdăresc, păcatele noastre ne spurcă. Și de-aia nu avem nicio șansă de a intra în cer prin faptele noastre. În fața standardului ăsta, însă, totuși, vedeți, fariseul nostru se crede așa de bun. Și vreau să înțelegem un lucru care e așa de important. Motivul este că fariseul și mai ales farisei pe vremea Domnului Iisus au inventat tot felul de șireticluri teologice prin care să poată călca poruncile lui Dumnezeu și totuși ei să se creadă I'm good, sunt bun, sunt un om bun. Astfel Domnul Iisus le spune la un moment dat și le zice Dumnezeu a zis, cinstește pe tatăl tău și pe mama ta, dar voi ziceți, cine va zice tatălui său sau mamei sale, oricu ce te-aș putea ajuta, l-am închinat lui Dumnezeu. Și nu mai este ținut să cinstească pe tatăl său și pe mama sa. Și ați desfințat astfel cuvântul lui Dumnezeu în folosul datinei voastre. Ei, deci, au inventat o tradiție prin care să poată călca porunca lui Dumnezeu. Porunca a cincea din cele 10 porunci. Da, mai inventăm un lucru și... Da, călcăm poruncile Domnului, nu-i nicio problemă. În alte parte, apoi Domnul Iisus zice, și te rog să mergi mai departe, vai de voi, povățuitori, orb care ziceți, dacă jură cineva pe templu, nu este nimic, dar dacă jură pe aurul templului, este legat de jurământul lui. Deci aici, din nou, ei spuneau, dacă jur într-un anumit fel, trebuie să te ții de cuvânt. Dacă nu, jure altfel, atunci poți să minți, nu-i nicio problemă. Nu-i nicio problemă. Și ăștia erau farisei. Și ăștia ce au inventat ei. Și din cauza asta, vezi, el acolo se roagă și zice, Doamne, eu sunt așa de bun. Îți mulțumesc că eu sunt așa de bun. Dar vedeți, un om sărac în duh nu face lucrul ăsta. Un om sărac în duh nu folosește teologii și nu știu ce alte lucruri ca să el să se îndreptățească pe sine însuși. Ci el se compară cu standardul lui Dumnezeu și la ăsta se uită. Și cu ăsta se compară. Și în mod sincer, se uită la cerințele lui Dumnezeu și în mod sincer, îi recunoaște când a greșit. Ăsta e un om sărac în duh. Un om sărac în duh. Astfel, vameșul din această pildă exemplifică lucrul acesta și zice că vameșul sta departe și nu îndrăznea nici ochii să-și ridice spre cer, ci se bătea în piept și zicea, Dumnezeule, ai milă de mine, păcătosul. Și, vedeți, vameșul nu s-a comparat cu alții, ci el s-a comparat cu standardul lui Dumnezeu și se vedea păcătos din cauza aia. De-aia, el cu căință și cu părere de rău îi cere lui Dumnezeu milă. Dar, vedeți, de ce-i ferice, de ce-i săraci în duh? Am stat și m-am întrebat lucrul ăsta. Pentru că mai departe Domnul Iisus zice, eu vă spun că mai degrabă omul acesta s-a pogorât acasă, socotit, neprihănit. Decât celălalt, da? Și în adevăr, Biblia ne spune că atunci când cineva cu adevărat recunoaște că a greșit, recunoaște că e un păcătos, când îi pare rău de păcatul său și se întoarce de la păcatul său, când cere mila lui Dumnezeu prin Hristos, Dumnezeu îl socotește neprihănit, da? Și Dumnezeu îl iartă și îl curățește de orice nelegiuire. Și ce mare bucurie e lucrul ăsta. Să fie iertat și să-i pacea lui Dumnezeu. Dar întrebarea mai departe este, ce... Conexia este între iertare și iubire. Am zis mai înainte că fericirea adevărată stă în a iubi, în a-L iubi pe Dumnezeu și pe aproapele. Și în Luca, capitolul 7, versetul 47, Domnul Iisus spune unui fariseu care l-a invitat la el acasă. Dar fariseul ăsta nu i-a dat nici apă să se spele pe picioare, nu i-a dat nici sărutare. Dar Domnul Iisus îi spune, dar cui se iartă puțin, iubește puțin.
Dar cui se iartă mult, iubește mult. Și vedeți, femeia păcătoasă care era acolo, pentru că ea fusese iertată mult. Îl iubea mult pe Domnul Iisus. Îl iubea mult. Și de-aia, vedeți, asta e ce dorește Domnul Iisus și de la noi. Să-L iubim. Pentru că El ne-a iubit și s-a dat viața pentru noi. Și vedeți, următorul verset, te rog. Și dragostea asta nu în faptul că noi am iubit pe Dumnezeu, ci în faptul că El ne-a iubit pe noi. Și a trimis pe Fiul Său ca jertfă de ispășire pentru păcatele noastre. De aceea, în mod special, acum la cina Domnului, noi ne aducem aminte de jertfa Domnului Iisus. Și ne aducem aminte de faptul că El a mers la cruce. Și El a mers acolo să moară pentru toate minciunile mele, pentru toate furtișagurile mele, pentru toate gândurile mele rele, pentru toate poftele mele, pentru toată rușinea mea și pentru toate ale voastre. Domnul Iisus pentru asta a murit. Și El a trebuit să meargă la cruce și pentru că ne-a iubit așa de mult, a murit pentru noi. Dacă, de aia, dacă ne recunoaștem și noi, și eu sunt păcătos, și eu am nevoie de tine, de iertarea ta, și în mod sincer recunoaște că nu suntem cum ar trebui să fim. Dacă nu folosim tot felul de scuze teologice, ci ne pocăim și ne punem încrederea în Domnul Iisus și noi primim iertarea. Și dacă ni s-a iertat mult, vom și iubi mult. Și vedeți, de-aia cântarea aceasta care au cântat-o și copiii, Mărețul Har m-a mântuit pe mine din păcat. Pierdut eram, dar m-a găsit, de moarte m-a scăpat. Și vedeți, de ce e așa de frumoasă cântarea asta? Pentru că vorbește despre un har care m-a scos din păcat, eram mort, eram pierdut. Dar harul lui Dumnezeu m-a salvat, harul lui Dumnezeu m-a iertat. Și asta e frumos, e așa de frumos. Și lucrul ăsta e așa de extraordinar, că El ne-a iubit mult. Și dacă înțelegem și noi cât de mult ne-a iubit și cât de mult ne-a iertat Dumnezeu, Îl vom iubi și noi. Și dacă înțelegem cât de mult ne-a iertat, noi Îl vom iubi mult. Dacă iubim mult, vom fi și fericiți. Pentru că Domnul Iisus a spus, ferice de cei săraci în Duh, căci a lor este împărăția cerurilor. Amin.